Steaua a trecut peste eșecul cu Osmanlispor din grupele Europa League și și-a luat revanșa în campionat. A învins-o cu 1-0 pe ultima clasată ACS Poli Timișoara. Florin Tănase a marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 8 după o pasă lui de Amorim. A fost a doua reușită pentru jucătorul adus în vară de la Viitorul Constanța. Niță s-a descurcat și el impecabil și a salvat de două ori pe roșalbaștri. Prima oară în minutul 19 la șutul lui Henrique, iar a doua oară în minutul 37 când a respins mingea lui Doman. Steaua a mai ratat două ocazii uriașe pe final. Boldrin și Florin Tănase l-au testat pe Straton în mai puțin de două minute, însă fără succes. În final a rămas 1-0 și roșalbaștrii au mai bifat un succes în Liga 1 în actualul sezon. În urma victoriei de la Timișoara, Steaua s-a detașat pe primul loc în Liga 1 cu 20 de puncte obținute în 8 etape.